În perioada pandemiei, zilele petrecute în casă îi dau ocazia îndrăgitei Dora Gaitanovici să aprofundeze domeniul pe care îl îndrăgește cel mai mult, cel al muzicii. Prima piesă pe care Buzoianca a interpretat-o la pian este Colors of the Wind, melodie care, după ce a fost urcată pe Facebook, a primit o mulțime de aprecieri. De asemenea, o postare care a adunat multe aprecieri și comentarii a fost cea în care Dora Gaitanovici interpretează la saxofon piesa Love of My Life. Dora și-a exprimat de multe ori convingerea că arta are o energie aparte capabilă să unească oamenii în momente dificile și tocmai de aceea este de așteptat ca ea să nu se oprească aici cu postările concepute special pentru oamenii pe care îi simte aproape.